ziua, ne aflam la Mogoș Agro, în județ Buzău. Stăm de vorbă cu inginer Gabriel Mogoș și acum începe pregătirea de teren pentru următoarea cultură. Cum procedăm, ce facem în solar, cum pregătim terenul? Deci la ora asta am făcut o fertilizare cu îngrășământ bine fermentat, mâraniță, aproximativ 200 de tone la hectare, 150-200 de tone la hectare în echivalent, și am făcut o lucrare cu rotosapa. Pe o porțiune de 20% din suprafață am folosit și Natur Complet G, produsul de la Daimsa, în cantitate de 400 de kilograme la hectare. În primăvară, adică în primăvară, la sfârșitul februarie, pentru că solarul va avea aici în ciclu 1 tomate timpurii, cât mai timpurii, fără încălzire, numai cu protecție de folie perforată. Prin urmare, la sfârșitul februarie, o începem să pregătim terenul cu freza, îl încorporăm, tot ce a rămas neîncorporat de la lucrările de acum, din toamnă, din iarnă. Iar pe rând, mai facem o fertilizare cu Natur Complet G 50% și îngrășământ de la Iara, Crocker 11-11-21, 50%. Vom folosi aproximativ 15-20 de grame pe fir. Asta înseamnă la 40.000 de fire la hectar, 2x4, 800-1000 de kilograme de îngrășământ care este dat la cuib. Nu este prima dată când folosim Daimsa. Noi am folosit, de 3 ani de zile folosim Daimsa, produsele Daimsa și Natur Complet G, mai ales în sistemele intensive pe care le avem, deci de răsaduri și culturi de legume în solar. Care este efectul Natur Complet G când incorporăm în pământ? Ce face el în pământ? Un rol, Natur Complet G în sol. El aduce 35% acizi fumici și fulbici. 30% sunt acizi fumici, 5% sunt acizi fulbici. Pur și simplu am putea spune, mai pe românește, că avem un cernozion concentrat. Deci rolul acizilor comuni și fulbici este foarte mare și face ca celelalte minerale din sos să fie foarte bine și ușor asimilate de plantă. Adică unde avem pământurile obosite, unde s-a folosit intens și s-a folosit foarte multe îngrășamente chimice, când aportam acest Natur Complet G, din ce am văzut noi până acum experiență, când avem terenurile nisipoase, da, ne le legă, când avem terenurile prea compacte, ne le afână. Da, sigur. Acum, cinstit vorbind, se uzează ideea că nu avem pământuri bune. Așa este, avem pământuri bune, avem destule și pe astea. Mai grele, acide și așa mai departe. După părerea mea, în legumicultură, e bine să ai nisip. Pentru că, în felul ăsta, poți să controlezi, să dai mâncare cât trebuie și cum trebuie, în funcție de consumul specific pe zona de brus a fiecărei culturi. Noi folosim Natur Complet G aici pentru faptul că avem un teren destul de greu, pentru care în fiecare an aducem foarte mult gunoi, sau odată la 2 ani, depinde, e foarte important să fie bine. Deci odată la 2 ani folosim gunoi, bine fermentat, dar nu neglijăm alte produse care îmbunătățesc absorpția și care fac ca producțiile să fie cât mai mari. În mod normal, tehnologia care o avem aici sunt în solarii tomate timpurii, 3-4 etaje, nu mai mult. În general folosim hibrizi performanți, Seminis, Syngenta, pe care dacă ei se duc la 4 etaje, noi îi tăiem și îi lăsăm la 3. Îi dăm afară și în ciclu 2 punem fie tomate, până acum am pus tomate pentru că a fost avantajos. Am avut acel ajutor de stat de 3.000 de euro, care a fost foarte bun și a fost foarte util. Am putut să folosim tehnologiile ca la carte. Sau punem castaveți, cornișon, pe care îi recoltăm începând cu 15 august pentru gospodinele din Buzău la mărimi mici, 2,5-3, maxim 4 cm. Pentru a obține o producție de foarte bună calitate și maximă cât are hibridul potențial, bineînțeles corelat și cu lumină, cu temperatură și așa mai departe, dar la capitolul nutriție mergem pe consumul specific pe tona de produs până la nivelurile la care ducem un kil pe etaj, ca în Occident.
și se face. Fermierii care știu și care aplică astfel de tehnologii, se face. În momentul în care ai un teren care nu este foarte bun, cum avem noi aici, un teren unde este multă argilă și care reține și apă și o serie de elemente, din fericire pH-ul este 7-8, maxim 8, folosim latur completul G. Răspunsul este foarte bun, mai ales când îl dăm la cuib. Domnul Mogoș, zilele trecute, în județul Timiș, am fost la o fermă că a folosit Raithamix pentru ustroi, adică a aplicat Raithamix la ustroi. Nu era martor, adică nu am putut să vedem diferență între tratat și netratat, dar omul spunea că nu prea a văzut diferență la tratamente cu Raithamix. Am fost acolo și am observat un lucru. Solul era foarte, foarte, foarte compact. O argilă să lipea de mașină, să lipea de picior. Acolo ar fi bine să aplicăm o doză un pic mai mare de natur complet. He? Sigur. Problema rămâne că în momentul în care aplici doze mari, deci 400, 600, poți să aplici și 800 de kilograme, în primul rând trebuie să le aplici pe rând, ca să fie exact în zona perișoară absorbanți, la aproximativ 15-20 cm. Deci un sistem mecanic care să lase îngrășământul înainte de plantare, în forma asta. Și de cele mai multe ori e bine să fie amestecat și cu un îngrășământ complex foarte bun, adică potasiu să fie numai sub formă de sulfat, să nu avem cadmiu, să nu avem reziduri de oxigen, 50-50%, și răspunsul este unul pe măsură. Mai ales îngrășămintele minerale să fie acele îngrășăminte care eliberează cu eliberare treptată, cum este cropierul, care două luni de zile lasă și eliberează îngrășăminte granulate la cald. Și, foarte important, cât mai complete, deci azot, fosfor, potasiu, ca macroelemente, calciu, sul, magneziu, ca mezoelemente, fier, cupru, bor, mangan, molibden, zinc, ca microelemente. Toate astea, împreună cu natur complet G, care potențiază posibilitatea absorției, fac ca răspunsul și în ștartare, ca plecare, și în perioada de vegetație, ca hrană bună pentru fructe, în momentul în care începe fructificarea, are un rol foarte mare. Aș mai adăuga un produs extrem de interesant, apropo de ștartare. Este Raizamix, tot de la Daimsa, un produs pe care noi îl folosim cu rezultate excepționale, nu bune, excepționale, în producerea de răsaduri. Deci totdeauna în producerea de răsaduri sunt sincope, datorită faptului fie nu avem lumină, deci asta, producerea de răsaduri pentru solar, asta înseamnă început de semănat în ianuarie, 10, 15, 20 ianuarie, deci un repicat în jurul datei de 15 februarie, ori atunci fie e foarte frig și e greu cu un sistem de încălzire mai primitiv să poți să ții căldură câtă trebuie optim pentru dezvoltarea plantelor. Nici luminozitatea nu este totdeauna foarte bună pentru că este iarnă, nori, ploaie, viscon și așa mai departe. Și atunci produse de genul acesta au un rol foarte important în a stimula planta să folosească eficient, la maxim, fiecare minut și fiecare grad de temperatură. Noi folosim răsadul, îl producem exclusiv în paletea arborare cu turbă plasma în KTS3, de care suntem foarte mulțumiți, pe care o folosim de peste 20 de ani. Iar atunci când avem o problemă de nutriție, la răsadul facem 2-3 irigări, asta e tot. Folosim aspersoare non-danging, folosim nu apă chioară, ci o soluție nutritivă de 0,2% de Raizamix. Conține toată gama de microelemente, fier, cupru, bor, mangan, conține și ceva azot și, excepțional, potasiu, mai mult și materie organică, ceea ce contează foarte mult. Nu mai e nevoie să mai facem reclamă, pentru că e nevoie să dai o dată și te-ai convins. Dacă cumva nu ești mulțumit de cum crește răsadul, poți să intervii în una din cele 3-4 udări care le faci și cu Ferticare 14-25 plus toată gama de microelemente, care nu face altceva decât să asigure în turbă tot necesarul de